Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom face un nou proiect pentru doamnele începătoare. Vom lucra o pereche de botoșei pentru nou născuți. Eu voi folosi, ca de obicei, firul Bravo și culoarea alb și albastru, bleu. Dumneavoastră folosiți culorile dorite de dumneavoastră în funcție și de copilajul pentru care faceți. Voi folosi croșetul cu numărul 2 și jumătate și vom avea nevoie de un marker, de un fir despărțitor. Pentru început voi porni cu un număr de 17 ochiuri de lanț. Vom monta cele 17 ochiuri de lanț. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 și continuăm până la 17. Montate cele 17 ochiuri de lanț, voi lua firul de croșet și voi intra în corespondența celui de-al patrulea ochi de lanț de la croșet, lucrând un picioruș dublu, iar în corespondența aceluiași ochi de lanț voi face cel de-al doilea picioruș dublu, după care voi continua cu piciorușe duble, câte un picioruș dublu, în următoarele ochiuri de lanț până în corespondența penultimului. Deci când vom ajunge aici în penultimul ochi de lanț, noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Între timp facem piciorușele duble. Am ajuns în corespondența penultimului picioruș scurt, iar aici eu voi face un număr tot, picioruș scurt, scuzați, ochi de lanț. Aici eu voi face un număr total de 6 piciorușe duble. Am deja 2. Trei, patru, cinci și cel de-al șaselea picioruș dublu. Vom strânge bine aici firul și vom continua pe partea cealaltă a lucrării cu piciorușe duble până în corespondența ochiului de lanț unde am făcut înmulțirea, prima înmulțire. Deci ne vom deplasa încet către capătul rândului cu piciorușe duble. Când vom ajunge în corespondența ochiului de lanț unde am lucrat înmulțirea, ne vom reîntâlni. Ajuns în corespondența ochiului de lanț unde am lucrat înmulțirea, de această parte noi vom lucra un număr de 3 piciorușe duble în corespondența aceluiași ochi de lanț. Am 2, acum lucrez pe cel de-al treilea și voi închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Voi continua lucrând 2 ochiuri de lanț, firul pe croșet. În corespondența aceluiași picioruș voi face cel de-al doilea picioruș dublu, deci am efectuat o mulțire. Iar în corespondența următoarelor 2 piciorușe duble vom continua cu câte o înmulțire. Deci vor fi un total de 3 înmulțiri consecutive. Am lucrat 2, iar acum o voi lucra pe cea de-a treia. După care voi continua cu piciorușe duble până în vârful papucelului în corespondența celor 6 piciorușe duble lucrate în corespondența penultimului ochi de lanț. Vom lucra singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns în vârful papucelului în corespondența celor 6 piciorușe duble. Aici voi lucra 6 înmulțiri consecutive, deci în corespondența fiecărui picioruș voi face câte
o înmulțire pe care vom continua. Am lucrat prima înmulțire, cea de-a doua acum. Cea de-a treia. Cea de-a patra. Cea de-a cincea înmulțire. Iar acum voi face ultima, cea de-a șasea înmulțire. După care voi continua cu piciorușe duble până în corespondența piciorușului unde am lucrat cele trei piciorușe duble împreună. Deci, vom lucra până la călcâiul papucelului, piciorușe duble, iar noi ne vom reîntâlni. Am ajuns și în corespondența ochiului unde am lucrat cele trei piciorușe duble. Acum, în corespondența fiecăruia dintre cele trei piciorușe duble, eu voi face o înmulțire. Deci vor fi trei înmulțiri consecutive. Am lucrat prima, cea de-a doua înmulțire, cea de-a treia înmulțire și vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. În acest moment voi lucra două ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet și voi intra doar în cea de-a doua jumătate a fiecărui picioruș din rândul anterior și voi face picioruș dublu. Deci vom lucra un rând de piciorușe în back loop. Voi intra doar în cea de-a doua jumătate a fiecărui picioruș. Și vom continua singure, ne vom întâlni la sfârșitul acestui rând. Ajunsă la capătul rândului cu piciorușele scurte, voi închide în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Voi scurta firul albastru pentru că va trebui să atașăm culoarea albă. Înainte de aceasta, noi vom pune în două lucrarea noastră, aici este vârful, începând de la piciorușul din vârf, noi vom număra un număr de 10 piciorușe, deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voi pune firul meu despărțitor, clămiță, și vom continua să lucrăm. Așa cum spuneam, voi atașa culoarea albă. Voi intra în corespondența ultimului picioruș. Voi face cele două ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. 1, 2. Și voi continua cu piciorușe duble până în corespondența punctului unde am pus firul despărțitor, clămița. Deci vom face piciorușe duble, în mod normal, vom ascunde și capetele de fire pentru a le da siguranță, iar noi vom continua singure și ne vom reîntâlni. Am ajuns în corespondența firului despărțitor. Din acest moment, noi vom lucra un număr de 10 scăderi. Voi intra în primul picioruș dublu, voi face un picioruș dublu neterminat. Voi intra în corespondența celui de-al doilea picioruș dublu, voi face picioruș dublu neterminat și lucrăm împreună. În felul acesta am lucrat deja prima scădere. Astfel vom lucra un total de 10 scăderi, după cum vă spuneam, am deja două,
trei. Șapte, opt, nouă. Iar acum voi face ultima scădere. Deci avem un total de 10 scăderi, după care vom continua cu piciorul ședubre până la sfârșitul rândului. Ajunse la sfârșitul rândului, vom închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș și vom continua cu piciorușe duble până în corespondența primei scăderi. Când vom ajunge în corespondența primei scăderi, ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns în corespondența primei scăderi. Începând din acest moment, voi lucra un număr de 5 scăderi consecutive. În același mod vom scădea. Deci am prima. Cea de-a doua scădere, cea de-a treia scădere, cea de-a patra scădere, iar acum voi lucra ultima scădere și voi continua până la sfârșitul rândului cu piciorușe duble normale. Iar noi ne vom reîntâlni pentru a continua. Deci, obținem în felul acesta partea din fața papucelului. Vom închide rândul cu fir alunecat în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș. Voi continua din nou cu piciorușe duble până în corespondența primei scăderi din rândul anterior. Când vom ajunge în acel punct, noi ne vom reîntâlni și vom continua lucrarea. Am ajuns în corespondența primei scăderi. Deasupra primei scăderi voi face un picioruș dublu, după care voi continua lucrând un număr de 3 scăderi consecutive. Vom scădea exact în același mod, cum ați văzut. Am prima scădere, cea de-a doua, cea de-a treia scădere, după care voi continua cu piciorușe duble până la sfârșitul rândului. Acest model este foarte ușor, foarte simplu de lucrat pentru doamnele începătoare, așa cum bine știți, este un canal de YouTube adresat doamnelor începătoare. Am format partea din față, iar acum vom continua singure. Ajunsă la sfârșitul rândului, voi închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, voi scurta firul alb, voi închide și voi atașa firul albastru sau firul pe care îl folosiți, culoarea folosită de dumneavoastră. Vom face un ochi de lanț de început.
Voi intra în același picioruș unde am închis și din acest moment voi continua lucrând piciorușe scurte. Voi ține și firul pe spatele lucrării pentru a-i da stabilitate. În corespondența fiecărui picioruș din rândul anterior, noi vom face câte un picioruș scurt și vom continua în acest mod pentru un total de 6 rânduri. Deci vom face 6 rânduri de piciorușe scurte, după care ne vom reîntâlni. După ce am lucrat cele 6 rânduri de piciorușe scurte în culoarea albastră, voi scurta firul și voi închide rândul, după care voi atașa din nou culoarea albă și voi face 3 rânduri de piciorușe scurte în culoarea alb. Voi intra aici în următorul picioruș, voi ține firele cu mine pentru a le ascunde și a le da stabilitate și voi continua, așa cum vă spuneam, lucrând 3 rânduri de piciorușe scurte în culoarea alb, iar noi ne vom reîntâlni. Am ajuns la capătul rândurilor și cu culoarea albă vom închide cu fir alunecat, vom scurta firul și vom ascunde capătul de fir în modul în care să nu se observe. V-am arătat și alte dăți, modul în care putem ascunde firul. Deci, întoarcem pe dos, sărim 1-2 piciorușe, extragem firul. Vedeți că nu se cunoaște unde am închis. Vom ascunde acest capăt de fir, bineînțeles, și apucelul nostru este gata. Pentru prezentarea finală mă întorc imediat. Așa se prezintă papucei. După cum vedeți, le-am aplicat câte o fundiță cu mărgeluță pe o parte, i-am umplut cu melană pentru a vedea exact forma lor. Dacă vă place ceea ce am lucrat astăzi, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Dacă nu sunteți abonați pe pagina canalului, vă rog să vă abonați, totul este gratuit. Eu vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă doresc o zi minunată, vă iubesc pe fiecare dintre dumneavoastră și vă spun ca de fiecare dată, la revedere, vă salută Tatiana!